relații în care și-a pus toată speranța. Doi bărbați care i-au făcut mai mult rău decât bine. Iată toată povestea Danielei Ploia. Povestea de dragoste a Danielei Ploia poate să devină oricând subiectul unui veritabil film cu genul dramă. Aceasta a avut doar doi iubiți, ambii infideli. Ba chiar, cel cu care a avut și prima noapte de dragoste a înșelat-o cu una dintre prietenele apropiate ale cântăreței, chiar cu câteva săptămâni înaintea nunții. Momentele grele și-au pus amprenta asupra Danielei Ploia, care mărturisește că era aproape de a face un gest necugetat, ce putea să-i încheie viața. Prima poveste de dragoste. Am crezut că-i alesul Daniela Ploia a simțit primul fior al iubirii la 14 ani, când s-a îndrăgostit de unul dintre băieții de la ea din sat. Am umblat după el de la 14 ani până la 18. Abia atunci m-a acceptat. Și după încă 4 ani, în care eram. Iubiți, am făcut dragoste cu el, a fost primul meu iubit. Chiar râdeau colegele și colegii mei de mine, că eram virgină, povestește artista. A crezut că va fi prima și ultima ei iubire, că nimic nu-i poate despărți, credea că era bărbatul cu care îi era scris să rămână pe veci. Astfel cei doi au decis că relația lor poate merge la următorul pas și au plănuit căsătoria, care nu a stat prea mult în picioare. Cu doar 3 săptămâni înainte de nuntă, cel care urma să-i devină soț i-a dat o veste care urma să o îngenunchi pe artistă. Acesta i-a destăinuit faptul că avusese o aventură cu una dintre prietenele ei. Mi-a zis și că-i gravidă. Am anulat tot atunci. Și că se întâmplase cu mai multe luni înainte, când a avut loc petrecerea de burlăcie. El mi-a recunoscut asta, spune Daniela Ploia. Iubirea ei pentru el a fost atât de mare încât a încercat să uite cele întâmplate și... să se concentreze pe viitor. Însă trecutul acela o urmărea constant. Astfel, a trebuit să pună punct relației. Întâmplase atunci, peste acel episod. Aș putea să spun că pentru el a fost o binecuvântare că s-a născut copilul. El a avut un accident, a rămas paralizat, dar a rămas măcar cu unicul copil, pe care, cum e viața, la început nu voia să-l accepte, a mărturisit cântăreața de muzică populară. Un nou început în viața amoroasă a Danielei Ploia trecuse prin clipe grele, fiind trădată în dragoste de bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult, dar Daniela Ploia nu s-a lăsat descurajată. I-a mai dat o șansă iubirii. De data aceasta a fost vorba despre un doctor care a abordat-o prin intermediul Facebook-ului. Eu, cântând în diferite locuri, aveam mulți doctori la prieteni, pe Facebook, iar el a fost atent la asta, s-a documentat. Și vreo 8 luni tot mi-a scris. I-a spus că ne cunoaștem și, până la urmă,
am acceptat să mă întâlnesc cu el, deși luasem decizia să nu mai am nicio relație, după ce mi se întâmplase. După ce ne-am întâlnit, s-a aprins ceva la el, iar eu mi-am zis, e urât, e naiv, e bine. Nu mă va înșela și ăsta. Le-am zis și alor mei că mi-am găsit un bărbat, dar că e urât. Prietenele, prietenii mi-au spus, imediat ce l-au văzut, să scap de el. Dar eu, nu și nu. Era, e drept, un suflet bun, spune artista.